un camion, sunt colegul. Atunci iau pe indicatorul ăla de plop, colegule, tot acolo ajungi și acolo n-ai interzis. Aia mic cazare, l-am salutat pe băiatul la care era. Deci nu la primărie unde e statuia, acolo următoarea intersecție, la dreapta. Da, mai este colegii. Colegule, pe la pădure, pe la Buco, un indicator de Blejoi. Ești după podul de la Blejoi. Un coleg care a trecut la pădure, la, Ble, la Buco. Liberă pădurea Bucovoi, colegul. Ține cablul la tine, că s-ar putea să sune Mircea, că nu știu ce să-i cumpe. Dar nu ți-o fi banii pe mă urmă. Așa mă ceartă de bani, ăștia de... Deci că i-am mâncat noi. Unde trebuie să duci motorul ăla? Tot la aia. Nu-l faci în Atiti? Da, care motor? Păi nu știu pe care îl face. La Atiti pune eu la care din cutia aceea. Fii atent, Lucian, că a găsit porțile neașternat de dimineață date de perete la intrare. Le deschide ăștia de la comrere. Păi cum astea de la... că nu era nici Lazar venit, nici ei alții. Cei de la Conrep vin la 7 fără 10 sau ceva de genul. A, și Conrepul ne-l deschide porțile? Da, ăștia de aici. Doamne, la... fără, păi mă, să le închidă la loc dacă intră. Nu-mi interesează. Păi, le vede directorul, treaba ta. Am văzut că sunt, le vede sunt directorul. De acolo, când de la ei, de le la vede directorul și nu e ok. Spune-le și tu, mai oameni buni, intrați, dar atâta timp când noi nu suntem la program, închideți poarta. Că intră la 7, da? Hai, iepurașule, are de om. Câți palete de vară mai după? Da, am făcut decât 5. Nu sunt 4. Mai trebuie fapt. Da, păi au tras și reactorul celălalt. Așa l-am zis eu, terminați cu ăla, că... Păi da. Etichete capace, mânere și petre.